mai schimb puțin, dacă la un moment dat rămân fără imaginație, mă întorc la, la prezentare. Aș vrea, înainte de a începe, să întreb un lucru. Câți dintre voi ați scris vreodată conținut special pentru motoarele de căutare? Ok, mă bucur. Câți dintre voi ați făcut conștient că faceți asta, SEO spam? Și mai bine. Pentru că îi spuneam chiar lui Alex, venind pe drum încoace, îmi spunea că prezentarea lui spune cum să creezi conținut de calitate. Ei, asta zic eu. Da, păi nu, asta vreau să spun, că tu ai să zici chestia asta. Eu vă spun să experimentați cu spam. Dar experimentați, da? Nu folosiți spam pe producție pentru că o să aveți surprize neplăcute. Însă experimentați. De ce? Eu am făcut SEO spam vreo 3 ani. Nu știu dacă aș fi învățat lucrurile pe care le știu acum dacă nu făceam asta timp de 3 ani. Pentru că atunci când faci spam, trebuie să înveți fiecare detaliu. Trebuie să înțelegi de ce un anumit lucru schimbă o reacție și de ce nu. Și evident nu vă spun să vă apucați să spamați Google într-o veselie. Dacă puteți, go for it. Țin minte, la un moment dat era un tip care descoperise un bug de Blogspot. Nu știu dacă știți, acum vreo 3-4 ani și își indexase vreo 2 miliarde de pagini. A fost super șmecherie, da. A găsit un algoritm în care lua toate subdomeniile expirate de Blogspot și băga spam în el. Și a indexat 2 miliarde de pagini la un moment dat. Să căutați că e o poveste foarte mișto. Avea AdSense pe ele. Făceau ăștia niște calcule, în 3 zile era, avea IP de Moldova. Și în 3 zile... Fără să avem vreo treabă cu Moldova, să zic. Nu, 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 nu. În sensul cric. Că era chiar de aici, din zona. Adică, așa, și estimările în piață erau că în alea 3 zile câștigase cam $1.000.000 pe zi. Din AdSense. Nu știe nimeni dacă a și primit banii. Dar, dar a făcut chestia asta. Și așa, așa au descoperit. Deci, toate domeniile care expirau erau așa. Revenind însă la conținut. Conținutul, din punctul meu de vedere, este extrem de important. Indiferent cum o dai, cum o întorci, trebuie să generezi un anumit tip de conținut. Chiar dacă ai un autogenerator, tot trebuie să te gândești cum să faci încât să creezi conținut pe, pe site-ul meta. Și aici apar două elemente. Apare elementul tehnic. Deci ai conținutul, îți vine omul, ce faci cu el? Păi, odată apare elementul tehnic care îl ține ceva în plus pe, pe pagina ta sau îl pune să viziteze mai mult și apoi apare elementul de creație care se vede în, în textul creat. Care e toată, până la urmă, toată chestia? De ce vrei să ai un bounce rate mai mic? De ce vrei să ai mai mult timp pe pagină? Am un prieten, are ceea ce se numește content farm. Acum mi-am adus aminte de ce m-a sunat. Îl sunase mai devreme să-l rog să-mi trimită un screenshot cu ultima zi de AdSense pentru el, care e undeva între 400 și 500 de euro. Și la un moment dat, în timp ce era foarte fericit acum vreo 2 ani cu content farm-ul lui, avea vreo, nu știu, vreo 50-60 de writer la momentul respectiv, care scriau conținut unic, care era gândit mai mult pentru motoarele de căutare. Ce genera? Practic genera o grămadă de conținut din, din Google pe long-tail keywords și la un moment dat a primit un mare slap. La mare rău de tot. Pentru că, stând și analizând, eu am un prieten care este un SEO foarte bun și el ne spusese deja că dacă Google analizează Analytics și mă gândesc că sunteți îndeajuns de realiști să vă dați seama că calitatea rezultatelor din din Google Search, depinde și de Google Analytics, în situația în care credeți că Google does no evil, you're naiv. Dacă ai bounce rate-ul peste 90% și timpul pe pagină sub undeva la vreo 30 de secunde, nici nu te mai filtrează. Te bagă direct, îți dă penalitate, nici nu te banează din motoare, îți dă penalitate și nu mai apare în motoare. Și noi încă n-am descoperit o modalitate de a recupera acele site-uri. Deci,
omul ăsta a pierdut, țin minte, vreo 80% din venit pentru că avea astfel de site. Ok, nu spui Google Analytics, e o soluție, dar în același timp Google Analytics te poate ajuta și invers. Știi? Deci dacă poți să folosești, ok. Și atunci am început să ne gândim la modalități de a ține omul mai mult pe site. Nu uitați, era conținut unic, nu era conținut creat automat și la momentul respectiv era oarecum ok. Între timp am găsit până la urmă două soluții ca să recuperăm asta. Era un prieten, eu nu fac consultanță pe SEO, că nu sunt la curent cu chiar tot ce se întâmplă. Și una din modalități era cea de creație. Da? Cum îl ții cât mai mult timp pe pagină? Și acum începe. Mă gândesc că toți citiți aici copy blogger. Da? Adică dacă nu citiți copy blogger, luați o pauză, puteți să nu mă mai ascultați, mergeți și citiți copy blogger. Și unul dintre lucrurile pe care le-am învățat este că trebuie să faci într-așa fel încât omul ăla să rămână pe site atunci când îți vede site-ul o secundă. Și cum faci lucrul ăsta? Dacă citiți copy blogger, o să găsiți detaliat. Eu vă zic lucrurile pe care le-am învățat eu. În primul rând, faceți un header mic. Știu că sună ciudat, dar faceți un header mic. Nu puneți header-ul, indiferent dacă puneți o imagine interesantă sau mai știu eu ce, header-ul nu e atât de bun în momentul în care oamenii îți vin direct de pe motoarele de căutare, pe conținutul tău, pentru ceva specific. Pentru că header-ul de multe ori nu este congruent cu conținutul textului. Și atunci faceți header-ul mic și trântiți în textul ăla o poză mare, care să fie legată, evident, de conținutul respectiv. S-ar putea ca mulți dintre voi să știți asta. Dacă știți, îmi spuneți și plec mai departe, nu e nicio problemă. Un alt lucru, trebuie să încep să lucrezi cu mintea lui, ca să zic așa, da? Gândiți-vă, știți că titlul e cel mai important lucru dintr-un text. Titlul atrage cel mai mult. Cei care au făcut Dig, Reddit și așa mai departe, știu că de multe ori titlul era ăla care te ducea pe front page-ul de la dig.com. Eu țin minte la un moment dat, făceam tot felul de mânării cu Dig și am pus pariu cu vărul meu că am să pun pe front page-ul de la Dig o alarmă auto. Un text despre o alarmă auto. Și evident că a zis, n-ai cum, pentru că ăia votează într-un anumit fel. Și nici nu mai știu ce am scris în text, era vorba despre o alarmă auto cu sunet pe care îl puteai înregistra. Și titlul meu era, vrei ca mașina ta să geamă ca Jenna Jameson? And that's it. Și am ajuns pe front page-ul de la Dig. Deci, în engleză, evident. Do you want to make your car more like Jenna Jameson? Na. Și așa, deci titlul a făcut tot. Era un site pe care l-am și vândut între timp. Se numea Automoto Gadgets, ceva de genul ăsta. Exista de o lună, două. Ok, aveam niște prieteni care m-au ajutat puțin cu push. Dar îți luai bani pe Google. Imediat îți dădeau bării ăia rapid de tot. Nu. Eu am luat o grămadă de diguri numai pe titlu. Și atunci fiți foarte atenți la titlu. Și apropo de chestia asta, cât de important e titlul. Câți dintre voi, mă întreb, ați avut problema, ați scris articolul și ați început să vă gândiți, ok, cum scriu titlul. Și am auzit recent o metaforă foarte mișto legată de treaba asta. Gândiți-vă că aveți un articol scris și alergați pe un deal. Și alergați, alergați, alergați și în vârful dealului este cineva căruia voi trebuie să spuneți despre ce e vorba în textul ăla când ajungi sus și nu mai poți respira. Și ce îi spui? Da? Un om după 40 de kilometri a spus am învins și am murit. Și așa pune maraton. Dacă vă gândiți la metafora asta, în momentul în care începi să alergi, îți pierzi respirația și ajungi și ești ca un copil ăla care vrea să spună totul repede, repede și nu poate și la un moment dat spune 5 cuvinte. Ăla e titlul vostru. Și este foarte important. Nu știu. Încercați, experimentați, dar veți vedea cât de important e acest titlu. Apropo de treaba asta, mă gândesc că sunt destui blogeri între voi, nu? Câți dintre voi aveți un blog? Cam puțin. Ar trebui să faceți mai,
mai des și mai mult, pentru că blogul e experimentul maxim. Pe blog poți să testezi absolut orice. Pe blog poți să observi absolut orice. Diferența între titlu și, și URL. Foarte mult timp, mulți nu făceau diferența. Puneau titlu și luau URL-ul automat și așa mai departe. Don't go there. Titlul este pentru cititori, URL-ul este pentru motoare. Și scrieți-le sunt plugin-uri speciale pentru bloguri, poate folosiți WordPress pentru mini-site-uri, modificați-le ca să țineți oamenii pe site. Pasul următor. Deci aveți o poză interesantă care face frumos, care are legătură cu subiectul, poza cât mai mare, și încep, l-ați adus pe pagină, titlul, a citit primele rânduri. Ce se întâmplă în momentul ăla? Aveți primul paragraf, ce îi spuneți în primul paragraf omului respectiv? Practic, acolo este locul în care îi faci ceea ce se numește the promise. Acolo îl faci să stea. E în felul următor. Să spunem că intrați pe o pagină și lumea zice ceva de genul și textul e, să încerc acum așa, de parcă ar fi fost ceva rău, până la urmă. Nu era ca și cum îi răpise în copilul sau îi violase mama. Nu era absolut nimic rău în asta. Și totuși, de unde a început totul? Vă spun că 80% dintre voi veți da click, veți da scroll pe mouse în jos să vedeți what the fuck. Primul paragraf este extrem de important. Acolo pui întrebarea și practic pui promisiunea că îi vei răspunde la întrebarea respectivă. Și aici apar ceea ce se numesc content hooks. Sunt de câte ori ați citit și v-ați simțit atras, a zis neapărat trebuie să mai dați o dată cu degetul pe scroll. Neapărat trebuie să vorbiți, să citiți, să vedeți ce se întâmplă mai departe. Odată la 2-3 paragrafe, trebuie să folosiți ceea ce se numește content hook. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că la al treilea paragraf, să spun, ziceți, da, este adevărat, nu era chiar fata lui, dar ar fi putut fi pentru că. Și omul dă mai departe să vadă de ce și așa mai departe. Folosiți content hooks as much as possible. Content hook poate fi atât din creație, cât și din conținutul efectiv al, cât și din partea tehnică a textului. Cred că la partea tehnică, nu. Cred că la partea tehnică o să facem pe prezentare, pentru că sunt destul de multe lucruri. În momentul în care l-ai atras, trebuie să începi să îl duci pe paginile celelalte. Până la urmă, ce înseamnă bounce? Ce este definiția bounce rate-ului? Mă gândesc o parte dintre voi ar trebui să o știe. Dacă nu, Wikipedia spune că sunt e raportul dintre vizitatorii care au vizitat o singură dată, au vizitat site-ul și au stat pe o singură pagină și cei, și totalul vizitatorilor. Eu mult timp am crezut că bounce rate-ul e definit o perioadă specifică de timp în care omul stă pe site-ul tău. Da, a fost așa, mă bucur că am aflat și eu, am făcut o doi ani de treaba. Deci, practic, ce trebuie să faci, este să faci omul să dea încă un click pe site-ul tău. Și ce faci? L-ai atras, l-ai prins, vrea să citească conținutul, ce faci mai departe? Începi să-i dai link-uri către conținutul al tău relevant pentru poveste. Știu că mulți dintre cei care fac SEO spun, oricum dă link-uri cu cuvinte cheie în textul tău, ca să ajut textul tău să fie indexat pe cuvintele cheie respective. Eu nu vă spun de asta. Nu spun că nu e bine. Spun doar că nu la asta mă refer. Eu vă spun că trebuie să faceți oamenii ăia să dea click. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să-i oferi link-uri relevante în conținut și mai mult decât atât, trebuie să-i spui să dea click. Se numește call to action și este foarte ignorat, din păcate, la noi, pentru că e lame să-i spui cuiva, dă click aici. Și o să auziți mulți oameni care spun, bă, e 2 lei, hai că nu-i ca și cum sunt atât de proști. Din experiența mea, într-adevăr, oamenii pe internet nu sunt atât de proști. Sunt atât de slabi utilizatori de internet. E o diferență.
Presupun că IQ-ul lor depășește 110-120 ca oricărui om normal. Dar ei nu știu să folosească internetul. Și mai mult decât atât, este foarte important să înțelegeți că oamenii care nu știu să folosească internetul aduc de obicei cele mai mari venituri. Indiferent că este vorba de click-uri sau de cumpărare. Da? Aici excludem site-urile făcute specific pentru utilizatorii de internet. Și atunci, chiar apropo de asta, de call to action, fac așa, o divaghez puțin, eu am o comunitate undeva online, în limba engleză, și ei intră acolo, se înregistrează și downloadează niște fișiere. Nu e torrent sau ceva de genul ăsta, nu vorbim. Și primeam o grămadă de mail-uri în care mi se spunea, ok, cum downloadez? Și acolo scria, in order to download this file, you need to register. Ok, did you register? Yes. Can you tell me your username? What username? Ok, pasul următor a fost așa. Înainte de a downloada, îi apărea download. Apăsa pe download și spunea, are you registered? Yes, no. If yes, go and download. If no, go and register. You need to check your email to confirm your registration. Evident, altă serie de mail-uri în care eram întrebat, ei și-au făcut cont, dar de ce nu-l pot folosi? Și eu spuneam, did you confirm your email? No. What email? Did you enter your email there? Yes. That email. Era un fel de Stan și Bran. La un moment dat, aveam un om care răspundea specific la întrebările astea și aveam pagine de fuck you. Și până la urmă, ce am făcut a fost să creez un funnel în care îi spuneam, primul pas mare, please go here and enter your username. This will be your username for this site. Nu exista atunci încă Facebook Connect. Cred că ar fi fost mult mai simplu. Și tot așa, deci oamenii au nevoie să li se spună click here. Câți dintre voi puneți linkurile în text pe cuvinte cheie? Mulți, presupun. Pentru că nu, așa e bine. Da, e bine dacă vrei să fie link pentru motoare. Dar dacă vrei ca omul ăla să-ți dea click, spuneți așa. Apasă aici pentru că vei vedea așa și așa și așa. Și puneți un buton mare dacă se poate, dacă nu scrieți here cu bold și cu litere mari de tipare. Pentru că asta îi face să dea click. Și nu pentru că sunt proști, din nou, ci pentru că oamenii nu sunt obișnuiți să folosească internetul. Câți dintre voi folosesc AdSense? AdSense și câștigă și bani din asta. Eu am folosit, apropo de chestia asta, AdSense-ul poate fi modificat într-așa fel încât să aibă link-uri de culori diferite. E doar o chestie de psihologie, nu e legat specific de AdSense. Și voiam să vă spun și apropo de click-uri. Aproape am dublat, dacă nu am triplat, rata de click, în momentul în care am folosit la link-uri două, AdSense are posibilitatea de multiple colors. Nu este ideea mea, apropo. Deci e ideea acelui prieten al meu care e super bun SEO. Am folosit două culori pe ads. Culoarea normală de link, pe care o vedeți pe Google, când vă duceți pe google.com, și culoarea de visited link. Da? Și dacă alternez între alea, oamenii spun, psihologic ei zic, recunosc link-ul ăla ca fiind link vizitat, e puțin fișe așa, dar v-am zis, trebuie să experimentați. Și dau click și se duc acolo. Deci oamenii folosesc lucrurile pe care le știu. Așa că nu încercați, știu, sună aiurea, designerul, chestii. Eu aș folosi pe site-urile mele numai link-uri în culorile standard, pe care toți oamenii le recunosc. Da? Ceilalți, din nou, s-ar putea să nu-și dea seama că culoarea aia diferită și bolduită, fără underscore, e link. Fără underline, de fapt. Trecem mai departe. Dă-mi și mie. Dă-i. Deci, înainte de toate, vedeți și voi, trebuie să ai site-ul să fie dezvoltat și să ai plan de management și așa mai departe. Da, bun. O să vă dau prezentarea să vă uitați peste ea.
Dă înapoi. Așa, înapoi. Apasă. Așa. Deci în acest... vă spuneam înainte de acele incentives din paragrafe, da? Trebuie să le spui ce le oferi. Trebuie să chiar să le sară în ochi ce le oferi. Da? Ce aveți acolo, mai multe modalități? Da. Pentru că vreau să ajung la partea tehnică și vreau să fiu sigur că am acoperit-o. Content hooks, line breaks sau more, mărimea textului. Eu am o chestie interesantă pe blogul meu și asta a fost chiar ideea lui Alex Negrea. De exemplu, textul în articolul single este mai mare decât pe homepage. Pentru că textul mai mare atrage atenția mai mult și, na, e o idee bună pe care puteau o folosi. Call to action, liste de articole, da, dai. Organizarea, open loops, că asta este tot de creație. Ce înseamnă open loop? Open loop e o chestie folosită foarte mult în filme. Aveți acolo și link-ul. Este acel lucru, acea situație în care la începutul filmului ți se dă o chestie care tu știi că va fi folosită la un moment dat în timpul filmului, dar nu știi când. Da? Cei de pe Copyblogger chiar folosesc un exemplu, dacă ați văzut în filmele cu James Bond, în primele, deci el apare în film, explodează niște chestii în jurul lui, sărim peste asta, așa, și pe urmă ajunge la sediu și se duce la Q, care este mini-tehnicusul lui, și dă un gadget. Care gadgetul ăla poate fi un cuțit, un ceas care taie, un BMW telecomandat, sau mai știu ce altă porcărie. Ei, nu că BMW-ul ar fi porcărie, ca să mă înțelegeți. În momentul ăla, tu știi că la un moment dat, în timpul filmului, gadgetul ăla va fi folosit. Pentru că dacă nu, te-ai simți mințit. Te-ai simți păcălit. Asta înseamnă open loop. Bun. Și creează o poveste, iarăși, acolo, care e destul de interesant. În momentul în care vrei să ții omul respectiv, creează o poveste la care să rezoneze și el. Du-te într-o zonă în care să rezoneze și el. Dacă scrii despre nunți, încearcă să-ți dai seama dacă scrii cuiva care trebuie să se însoare sau să se mărite, sau cuiva care deja s-a însurat sau s-a măritat, unora le spui ce frumos e, ce bine e, celorlalți se recomandă avocați de divorț, că na, asta e. Și ce e cei 4 pe? Promise, picture, proof and proof. Promise, primul paragraf, le zici ce vor găsi. Picture, imaginea care îi ține. Proof, încep să dovedești pe ceea ce este în primul paragraf adevărat și push, când practic le împingi ceea ce este sau. Și acum ajungem la componenta tehnică. Din punctul meu de vedere, componenta tehnică ține foarte mult de aceeași psihologie pe care o avem toți și care ne împinge să facem lucruri pe care nu le realizăm la momentul respectiv. Componenta tehnică înseamnă, odată, related articles. Câți dintre voi nu ați dat click pe related articles când ați găsit o chestie care vi se părea interesantă? Să nu spuneți că n-ați dat click, că atunci înseamnă că folosiți internetul ca pe televizor. Nu. Dar câți dintre voi ați dat click pe acele related articles care aveau și imagine lângă? Bănuiesc că majoritate. Și mai des decât pe alea numai text. Din nou, am zis ceva funny? Păi zi. Vezi ce tare! Tu ești utilizator power user de internet. Ce bine că nu toți sunt ca noi! Yay! Mai facem și noi bani. Da, deci nu intrați în mindset-ul în care vă enervează diferite chestii, pentru că atunci e aiurea. Eu țin minte că aveam la un moment dat un plugin de WordPress, apropo de WordPress de Firefox, e ăla cu Adblock. Da? Mă gândesc că mulți dintre voi îl aveți. Ăla care îți blochează flash-ul, să nu mai vezi ad-urile. Și după vreo 3 zile de chestia asta, mi-am dat seama că e o prostie, pentru că eu trebuie să văd ad-urile. Pentru că dacă ad-urile sunt acolo, înseamnă că ele funcționează. Și atunci, dacă eu nu sunt expus la ele, atunci de unde învăț?
Deci încercați să ieșiți din mindset-ul ăsta, nu că ai fi acolo, dar știm amândoi că ne enervează o grămadă de chestii de pe net și dacă am putea, netul ar fi pentru cei care îl apreciază pe Zoso sau nu, dacă ar fi după Zoso, netul ar fi o pagină albă scrisă cu negru în care am stat toți și am zis, oh, ce deștept suntem. Și ar fi și o oglindă. Așa. Lăsând la o parte asta, gândiți-vă din nou că vă adresați unor oameni care se duc pe net să se distreze. Se duc pe net să caute informație și voi trebuie să le oferiți. Până la urmă nu trebuie să-i păcăliți, trebuie să le oferiți. Revenind. Deci după aceste related articles, o altă modalitate de a-i ține legați de conținutul vostru este evident social buttons. Da? Folosiți social buttons cât mai mult, folosiți acele social buttons care vă interesează, nu le folosiți pe toate, nu folosiți Socialize This sau cum se cheamă plugin-ul care are Share This, care are 40 de opțiuni. Mă jur, eu care știu iPhone-urile, când deschid ăla sunt... Exact, cam așa fac și eu. Acum pe bune, ce se aude? My time is up. Nu pot să plec. Pe urmă, deci sunt o grămadă de chestii tehnice. Eu vă spun ce am folosit eu pentru a crește asta. Ulterior, în prezentare mai am câteva elemente pe care le puteți folosi. Câți dintre voi folosesc Footer Ads? Înțeleg că foarte puțin sau deloc folosiți Footer Ads. Footer Ads sunt acele chestii care apar în josul site-ului și rămân fixe în timp ce tu dai scroll. Da? Sunt annoying pentru noi, ai gri, dar au, din punctul meu de vedere, CTR-ul cel mai mare pentru indiferent ce acțiune vreți. Eu am folosit-o ca să cresc pagina de Facebook a unuia dintre site-urile mele și de unde până atunci aveam undeva la 15 click-uri pe zi, am sărit la 150 la același trafic. Deci este extrem, extrem de util, mai ales pentru că poți să-l setezi să-ți apară la 3 secunde după ce omul ți-a intrat pe site, deci când deja el e hooked și e ușor să-l muți. Și poți să folosești asta pentru Facebook, pentru abonare la liste sau, în cazul de față, pentru a-i prezenta conținut relevant. Îi bagi, practic, plugin-ul de related post, îl bagi în Footer Ads. Încercați. Pe urmă, cine folosește... Sunt mai multe variante. Eu folosesc Apture. Cine folosește Apture? Apture.com este... Putem intra pe un site? Bun. Pe bune nu putem? Nu. N-avem loc. Adică aș putea să zic da, știi, și după aia să încercăm să pierdem vreo 10 minute, știi, și ar fi trist. Bă, să știi că blogul meu merge bine. Da, dar dacă n-ai internet, e mai greu să-l accesăm. Când intri pe bobivoic.com, când dai scroll în jos, după ce ai dat de prima pagină, aici sus, nu te apare PowerPoint, îți apare o bară așa, care are share on Twitter, share on Facebook, email și un buton de search. Se numește... Sunt mai multe tipuri de astfel de top bar. Eu folosesc Capture pentru că are inclusiv acea funcție de search care pentru mine este foarte interesantă. Pentru că odată că te ajută userii să folosească search-ul, ar fi surprins cât de mulți oameni nu știu să folosească search-ul, e și asta o altă variantă, dar mai mult decât atât, le oferă posibilitatea să dea un click la tine pe pagină și le arată butonul ăla de Facebook, share on Facebook acolo. Și poți folosi astfel de slide-uri destul de mult pentru a ține oamenii pe site, pentru a-i face să dea click. Posibilități tehnice de acum până la urmă ține absolut de voi. Ține de faptul că trebuie să pui search-ul în dreapta sus. Da? Pentru că acolo îl va căuta toată lumea. Trebuie să faci așa fel încât principalele informații să fie în stânga sus, pentru că noi suntem obișnuiți să citim fie în Z, cum zice toată lumea, fie din stânga sus în dreapta jos. Așa facem
tot schimb. Există posibilitatea să-ți folosești intertitluri la 2-3 paragrafe în conținut, tocmai ca să atragi atenția la ideea următoare. Toate le veți găsi în prezentare și mai ales citiți, din nou vă spun, citiți copy blog. N-aș vrea să mai continui. Da, păi nu știu, că nici nu știu cât am vorbit. Ce contează? Dacă e, dacă aveți întrebări, sincer să fiu, aș prefera să discutăm. Dacă am zis prea multe prostii, aș prefera să-mi spuneți. Eu consider că conținutul este cea mai ușoară modalitate de a manipula vizitatorul. E într-un mod spus ok. E într-un mod spus, da, poate mai dur că îl manipulez. Dar din punctul meu de vedere, dacă știi să scrii conținut cum trebuie, și nu neapărat, din nou, nu trebuie neapărat să fie și cine știe ce mare șmecherie de conținut, trebuie să-i dai acolo rezultatul la întrebarea aia, what's the meaning of life, the universe and everything, 42. Nu, știți? Este din Ghidul Autostopistului Intergalactic. Și dacă dați chestia asta pe Google și dați what's the meaning of the life, universe, e o expresie specifică, când dai search, Google îți răspunde 42. Pentru că asta este răspunsul în carte. Merge și e foarte interesant. Eu nu sunt un writer extraordinar de bun. Dar reușesc să duc astea pe blogurile mele, să duc bounce rate-ul sub 70%. Ceea ce pe un blog în limba engleză care se bazează foarte mult pe Google, pe rezultatele din Google, este bine. Și am inclusiv site cu bounce rate tot sub 10%. Da. E comunitate, stau 15 minute pe site. Nu. 1000 pe zi. 1000 pe zi, din care 150 de mii membri ai comunității. Dacă vi se pare ceva ciudat, ai 70% bounce rate. Deci oricine vrea să zică ceva, să zică. Nu vrea nimeni zică nimeni? Ce, se pare prea mult? Numai mie îmi se pare mult? Da? Pe Google? Gata, hai să începem să discutăm despre asta. Ce? Dar ce-i zis? Scuze mă. Dar de ce nu e mult pentru un blog? Poți să vorbești la microfon? Fii direct pe articol, probabil ești deja cititor fidel, citești acel articol și gata, e părăsit. Și contează, eu știu blogări în România care au bounce rate-ul de 40%. Pentru că ei au reușit să-și creeze o comunitate în jurul blogului și atunci oamenii dau refresh. Și tot rămân pe site și așa mai departe, mai citesc câte ceva în momentul în care eu nu am astfel de blog și cu toate astea totuși am reușit să fac Am reușit să fac oamenii să stea. Care este bounce rate-ul pe blog? Băi, cred că e undeva la vreo 70%, 68% cred. 68% chiar nu e ceva la care să mă stresez. Dar nu este că îți cheamă pe comunitatea asta cu 10%? Băi, e o comunitate de care n-am vorbit niciodată și aș prefera să nu vorbesc. Dar e o comunitate, hai să ți-o definez. E o comunitate de oameni foarte pasionați de ceva. Da? Dădeam eu un exemplu la un moment dat. Eu aș face, dacă aș avea chemare, eu am făcut modelism când eram mic. La modul că am condus mașinuțe din alea în concursuri naționale, am lansat rachete și așa mai departe. Și am făcut concursuri de navomodel. Și afară e o nebunie. Dacă reușești să intri în comunitatea asta, de exemplu, eu aș încerca să fac o comunitate cu scheme de nave, de exemplu. Și gândiți-vă că faceți o comunitate care oferă la download blueprint-uri pentru aceste nave. Părerea mea este că o astfel de comunitate îți merge lejer în 10-15% bounce rate. Pentru că e atât de nișată, eu ți-am zis, eu am 1000 pe zi, deci nu am foarte mulți, din care cred că 70% sunt din motoarele de căutare. Dar e o comunitate veche, are 6 ani, eu am cumpărat-o acum 4 și cam asta e bounce rate-ul. O altă soluție pe care nu v-am spus-o aici, dar... Stii. Stai microfonul.
termin. Ca dacă aude un pic poate să... Mă gândesc că vreau să-mi știi și dacă... E foarte mișto ce am spus despre comunitatea asta. E vechi, are tradiție, ăștia stau pe site și cum ies bani din comunitate? Subscription based. Deci dacă eu ofer niște blueprint-uri, uite, nu pe modelist, dar exact asta e. Și oamenii pot să vină să-și ia una sau două și dacă vor mai multe, deja trebuie să plătească un subscription care e relativ mic, e undeva la 5 euro pe lună și plătesc. Și aia 150 sunt free users, de care am zis, care sunt zile. Da. Ca tot văd că nu știu, am zis eu prea multe chestii. Apropo de experimentat și de SEO spam. Nu experimentați, evident, pe site-urile de producție. Pentru că s-ar putea să aveți surprize neplăcute, mai ales dacă, Doamne ferește, faceți ceva pentru client. Dar, eu am dat recent vreo 300 de dolari pe plugin-ul de automatizare pentru bloguri. Și sunt, nu mai știu care sunt. Vreo 300 de dolari sunt în total, asta vă zic acum. Și am făcut 3 site-uri pe tema asta. Unul dintre ele are un bounce rate de vreo... și generarea automată de conținut, ca să știți. Unul dintre ele are un bounce rate de vreo 60% pe conținut generat automat. Deci eu sunt siderat când văd. Unul dintre ele are vreo 90% și unul are un timp pe pagină de vreo 3 minute. O chestie de genul ăsta. Deci totul este conținut generat automat. Din surse disponibile pe net, nu iau conținutul cuiva, iau conținutul care e available din directoare și așa mai departe, PLR-ul, PLR, care sunt disponibile pe diferite site-uri for free și așa mai departe. Și testați. Testați extrem de mult, testați modalități zi. Cât timp s-a indexat pagina conținutului? Indexarea se face repede. Indexarea se face... În general. Da. Nu e relevant decât îți ia cam 2-3 săptămâni. Apropo de asta, sar puțin de la conținut la indexare. Câți dintre voi folosiți go.gl pentru shortening? Majoritatea mă gândesc că folosiți Bitly și așa mai departe, nu? Folosiți go.gl. Da? E produsul lui Google și faceți o șmecherie. Băgați feed-ul prin FeedBurner și scurtați-l cu go.gl. Dar nu se vede ce repede se indexează. Și bagă pe Twitter. Păi un cont separat și bagă pe Twitter. Da? Deci indexările sunt simple. Nu faceți însă greșeala să credeți că o indexare este egală cu relevanță. Da? Indexarea se face acum, relevanța... Bine, și oricând putem folosi Webmaster Tools, care este construit special pentru asta. Dar, este un produs al Google care îți spune, frate, tu chiar generezi 600 de pagini pe zi? Băi, liniștește-te! Deci, Webmaster Tools e foarte ok, numai că eu vă spun cum puteți să folosiți pentru, din nou, experimentez. Da, pe site-urile mele, pe blog și așa mai departe, am Webmaster Tools, ca toată lumea. Dar când vrei să experimentezi, scoți Google Analytics, scoți ca să vezi cum funcționează. Deci, experimentați. În momentul în care... Degeaba vin eu aici și vă spun, uite ce mișto e când faci asta, uite ce mișto e când faci asta, uite ce bine iese. Când voi nu testați lucrul ăsta. Văd asta la oamenii care stau zi de zi pe Facebook și care spun, mamă, eu mă pricep la Facebook, dacă îi întreb o chestie care nu are legătură cu partea tehnică, da? Eu, de exemplu, nu știu care este URL-ul ca să pot obține vanity URL pe Facebook. Ba nu, mint, îl știu acum că l-am aflat ieri. Este facebook.com/username. Nici măcar nu-i mare șmecherie. Da? Ei, pun pariu că dacă întreb oamenii care stau zi de zi pe Facebook, ăia știu așa. Eu nu știam. Dar dacă îi pun pe oamenii ăia și le zic, ok, fă și tu legătura sau promovează și tu ceva pe Facebook. Majoritatea vor spune, păi am putea așa sau am putea așa. Și zic, da, tu nu știi? Păi nu, că eu n-am încercat, că eu n-am făcut decât pentru pagina mea sau mai știu eu ce. Deci, experimentați. Faceți-vă un blog despre cocktailuri, un blog despre orice. Spune-mi. Social buttons. Ar fi bine să experimentăm și social buttons românești, nu? Cita.ro, de exemplu. Sau merită citit cum rog.
Da, ci că punctul ăia meu, adică... sincer să fiu, din experiența mea, reacțiile și rezultatele pe care le obții făcând în limba engleză sunt mult mai rapide și îți oferă mult mai rapid informația de care ai nevoie. Da? Gândește-te că faci un site despre, nu știu, modelism, da? Câți pasionați de modelism vei găsi tu în România pe internet? Să zicem că am un site despre slăbit, pentru români. Băi, eu pe partea asta cu health nu prea m-am dus decât când testam chestii. Când testam chestii pe Facebook. Din nou, pentru mine, volumul de efort făcut pentru a câștiga 1000 de euro în România este de 5 ori mai mare decât volumul de efort pe care îl fac pentru a câștiga 1000 de euro în limba engleză. Și atunci, timpul meu, eu sunt pur și simplu eficient. De ce să stau? De ce să stau 10 ore să câștig 50 de euro, să zic, în limba română, când în alea 10 euro pot să câștig, în alea 10 ore pot să câștig 250 de euro. E pur și simplu matematică. Dacă o comparăm, să spunem, concurența pe care o ai în România cu concurența pe care o ai în afară, o să-ți dai seama că pe health niciodată nu o să ajungi să faci bani foarte repede în state. Față de România, care dacă ai un produs, și știu câteva care s-au făcut cu o grămadă de bani, pe foarte puțin timp investit, e mult mai ușor. De asta zic că depinde foarte mult de nișă. Într-adevăr, dacă pe state descoperi o nișă care e neacoperită, automat o să faci foarte repede foarte mulți bani, mult mai repede decât în România, dar în România poți te bași și în chestii mai concurențiale care în state doar vise. Sunt de acord. Eu n-am fost, recunosc că n-am fost interesat niciodată de health. Singura dată când am fost interesat a fost când văzusem un curs de Facebook Ads și testau aia pe imagini cu text pe imagini. Și era... Uite, pot să mai dau eu un exemplu despre health, că de la întâlnirea despre affiliate marketing, care a fost acum 2 luni, a fost Marius Lăzărescu și chiar avea o campanie pe Facebook despre ceva de slăbit și zicea că în 3 luni, adunase 25.000 de sign-up-uri la lista lui, care cărora le marketa foarte multe chestii de... De asta zic, se fac și în România, cred că destul de ușor. Băi, nu știu, eu tot timpul am considerat, poate și faptul că eu acum 7 ani când am intrat... Să știi, uite, că acum 2-3 ani și eu aveam exact aceeași impresie despre România. Că n-are rost să te bagi, că nu se fac bani aici. Dar, pe urmă, am făcut niște chestii și chiar le-a schimbat foarte mult părere. Dacă continuitate să fac mai mult bani cu produse și în străinătate foarte va fi mai greu să dezvolte piața asta. Aici, cu dezvoltarea, până la urmă, nu e ca și cum eu sunt guvernul României, știi? Piața se dezvoltă când se dezvoltă. Nu trebuie să... Nu sunt eu profesor. Ce vreau să zic este însă că e în felul următor. Eu am dezvoltată deja o rețea afară, da? Am o listă de discuții, o listă de e-mail-uri, de exemplu, pe domeniile care ziceam ceva mai devreme, cu vreo 10-12.000 de mail-uri în momentul ăsta. Și chiar țin minte că la un moment dat mă apucasem să fac, testam... Pe mine nu mă interesează zona de health. Eu nu pot să fac chestii, să fac proiecte pe zone care nu mă interesează deloc. Și atunci mă plictisesc foarte repede și practic e foarte pus degeaba. Și atunci mă duc în zone pe care le știu și voiam să fac la un moment dat un curs de Facebook. Și am făcut un mix săituleț, how to, am pus acolo un landing page, am pus un free gift și așa mai departe. Și nu știam cum să-mi cresc primul nivel al listei, că ok, cu Ads, nu sunt atât de bun pe Google Ads, am testat, n-am ajuns niciodată să-mi placă cu adevărat. Și atunci, așa. Și atunci ce fac eu este să dau la lista aia, invite la lista asta la altă. Și din cauza că lista aia e în permanență trimmed
de oameni care nu deschid mail-urile și așa mai departe, aia chiar sunt 10 oameni, 10.000 de oameni care deschid mail-urile pe care le trimit. Și le-am trimis mail din coace, am avut 1500 de sign-up-uri și de acolo a fost relativ simplu. Adică sunt de acord că eu sunt puțin biased și probabil că dacă aș începe acum ceva nou, aș încerca pe România. Dar în același timp, experiența mea spune că se fac banii mult mai ușor afară. Și da, este poate o curbă ceva mai mare de învățare, dar după ce ai trecut de curba aia, banii vin mai mulți și în mai puțin timp, cu mai puțin efort. Ai încercat să faci control și nu a funcționat sau nu a funcționat cum te așteptai? Și te-a luat așa de mult timp încât nu vrei să... Știi, apropo de affiliate marketing, discutam cu Dorin, știi, și îmi spunea, uite, hai să facem un proiect, că tu știi să faci astea. Și stăteam și ziceam, băi, și ok, și câți bani mă pot aștepta să câștig? Și eu spuneam, păi uite, cel mai tare site-al meu face atâta. Și ziceam, bă, eu muncesc jumătate de oră pe zi pentru banii ăștia, pe proiectele pe care deja le am. Adică, da, sună bine, dar eu nu știu, n-aș risca să mă apuc, pentru că, din nou, mi se pare că este timp folosit ineficient din punctul meu de vedere. Sunt sigur că o grămadă de chestii merg bine pe România. Mi-ar fi plăcut să testez, nu slăbit, poker. Eu sunt mare jucător de poker și mi-ar fi plăcut să testez treaba asta, știi? Nu, poker, nu-mi plac jocurile de noroc. Nu mai poți juca din România pe site-urile din afară și s-a plăcat... Băi, nu știu, că de vreo 3 luni nu mai joc, am mâncat prea mult timp. Da, eu vreau să spun că și eu o să tind să dau dreptate pe com, pentru că eu am făcut numai totul pe rom. Și la un moment dat am luat un proiect care scriam în românește, un proiect de conținut, în care scriau mai mulți oameni, îl promovau alți oameni, era o echipă întreagă care muncea la chestia asta. Și am zis, hai să punem pe com și am angajat un singur om, de fapt un colaborator, care traducea în engleză ce scriam noi în românește și punea pe ăla de com. Deci nu inventa nimic spectaculos. După un număr de luni, respectiv vreo 3 la număr, am avut o surpriză. Varianta com, nepromovată, cu un buget fantastic de 6 milioane pe lună tradus română-engleză, avea mult mai mulți vizitatori, mai multe comentarii, mai multă interacțiune și, bineînțeles, producea mai mulți bani, din un alt sens amărât, adică nu ceva spectaculos, decât varianta românească în care noi investeam de 10 mai mulți bani, ce o echipă întreagă care muncea pe ea. Pentru că pe com, scrind chestii, traduceam, dacă traduceam chestii originale și chiar interesante, ne-am trezit că sunt oameni care ne promovează ei. Ne puneau în forumuri, ne puneau în liste de discuții, ne citau, ne preluau, făceau cu astea chestii mișto. Care în România nu prea se întâmplă, ne existând un habit ca oamenii să preia și să dea alte surse în geam, ne cităm numai pe noi. De altă parte, mai e și altceva. Eu pe România, n-aș încerca niciodată pe România proiecte care se bazează pe altceva decât pe SEO și conținut. Deci, pe România, de ce nu am încercat să fac cica.ro pe cica.com, mă rog, whatif.com sau mai știu eu cum i-aș fi zis. Pentru că proiectele care se bazează mult pe PR și pe câștigarea de bani din advertising sau proiecte speciale de advertising, nu le poți face afară, pentru că nu ai acces la oamenii cheie. Da? Eu, de exemplu, Bobby Voicu, care câștigă destui bani din diferite proiecte, n-ar fi... Deci am încercat să scriu pe .com și mi-am dat seama că pentru a ajunge la același nivel de venit mi-ar fi trebuit cel puțin un an, doi, dacă nu chiar mai mult. Și este adevărat că după aia 1-2 ani, dacă reușeam să ajung la un nivel cât de cât, probabil că graficul veniturilor ar fi crescut foarte mult. Dar diferența în primii 2 ani era atât de mare cât nu merita. Și atunci, cred că trebuie să te adaptezi până la urmă și la resursele pe care le ai. Eu, dacă aș avea resursele pe care le am în România, în UK, fără falsă modestie, aș fi milionar. Milionar mult. De ce? Pentru că aici am acces la toți oamenii care decid unde se duc bugete, ce se întâmplă, le pot propune proiecte. Nu? Deci nu vorbim aici de combinații din alea făcute în scara blocului. Nu. Poți să te duci să le prezinți proiecte. Afară nu am treaba asta. Dar dacă aș avea acces la, nu știu, la Ogilvy United States, vă spun sigur că sumele ar fi diferite. În momentul ăsta, probabil, aș alege numele iahtului sau mai știu ce aș face. I-aș spune AdSense. Zi, vrei să... Facem așa fel încât să apară o știre că Bobby Voicu are 7 avioane pe UK, dar putea să...
Da. Apropo de asta, uite că practic eu am devenit vizibil în România în momentul în care a apărut un articol în Business Magazine care spunea că am 7 mașini. Da? A fost o percepție greșită pentru că a fost înțeles ceva greșit. Eu spuneam că am avut 7 mașini de-a lungul vieții și omul a înțeles că am 7 mașini în momentul ăla. N-am mai putut corecta, e o problemă pe care o are printul, știi? Nu mai poți corecta în conținut. Dar așa ceva mi-ar fi fost foarte greu să obțin în afară. Și apropo de asta, eu am un blog de auto în limba engleză care a apărut în Forbes.com într-o listă de must-read autoblogs. Nu m-a ajutat atât de mult pe cât aș fi crezut. Nu spun de trafic că îmi generează 20 pe lună sau o fază de genul ăsta. Dar nu e impactul atât de mare pe cât ar fi faptul că apar în primele 10 la cuvântul de căutare, la keyword-ul CarBlog sau ceva de genul ăsta. Adică sunt anumite lucruri, dacă aș apărea în primele 10 la CarBlog, aș vinde blogul ăla cu jumătate de milioane de dolari în jumătate de an. Atât de importante sunt. Pentru că ei nu au site și traffic.ro acolo să se uite oamenii din PR, oamenii din PR se uită pe search-ul de pe Google. Și acum am început o campanie specială ca să duc blogul ăsta pe primele 10 pe CarBlog. Adică, până la urmă, trebuie să te adaptezi la piața în care ești. Dacă vei folosi modalități și din nou, experimentați. Pentru că modalitățile care merg în România nu merg afară și invers. Sau merg, dar merg mai puțin. Sunt sigur că Search Engine Spam, era la un moment dat un site care făcea asta. Search Engine Spam și avea vreo 10 milioane de pagini indexate în România. Era pe primul loc, ok? Nu club de afaceri. Era unul care lua ceva cu B. Nu Bizu. Nu, Bizu e un director, nu. Nu mai știu. Ei, și site-ul ăla avea vreo 10 milioane de pagini indexate și sunt sigur că omul ăla făcea 3-4.000 de euro pe lună din Google Ads, că numai atât am văzut să aibă. E, vă dați seama că afară, dacă aș fi avut așa ceva, făceam 1.000 de euro pe zi. Eu am avut 2 milioane de pagini indexate în Google pe un singur site. 3 săptămâni. Știu ce înseamnă. 3 săptămâni, da. Mi-a luat o săptămână înainte de geabă, de dracu să-l ia de algoritm. Era foarte bine la început. Și am avut 2 milioane de pagini indexate. Era extraordinar de mișto. Făceai bani, pur și simplu, dădeai drumul și îți mureau. Singura problemă pe care o aveam era că mureau scripturile de generare. Și mă mureau serverele, mă trezeam 3 zile, că eu nu intram 3 zile pe net, că le puneai și plecai. Și 3 zile aveam hostul dat jos pentru că nu pusesem nu știu ce chestie care verifica erorile și așa mai departe. Erau self-created. După aia te-a banat sau ce-a fost? Păi după 3, cam 3 săptămâni era durata de viață a site-ului. Și după fiecare dinamă trebuia să schimb clasa de IP-uri, trebuia să schimb hostul de servere, trebuia să schimb contul de Google, trebuia să schimb de Analytics, contul de AdSense. Și la un moment dat m-am plictisit. Și după algoritmul, după Jabber, a fost unul de tot. Vă mai pot spune o grămadă. Gândiți-vă că am început să fac chestiile astea pe undeva, în 2003-2004. Dar sunt povești. Deocamdată, conținutul a devenit din ce în ce mai important, că de asta am și... I-am și spus lui Ionuț că mi-ar plăcea să discut acum. Trebuie să vă alegeți nișa cu atenție. Din fericire, faptul că avem o grămadă de site-uri sociale înseamnă că nu mai trebuie să știi atât de bine SEO ca să ai succes. Trebuie să știi chestiile de bază, să le știi foarte bine, ajută, evident. Și cam atât. Acum pot să mă opresc? Da, poți să te opresc. Mulțumesc frumos! Mulțumim mult! Acum...